Bună seara, Marius Făștări. Mai ai voce? Da. Mai am, la final am văzut că era, ultima baterie. Cât să mă auziți. Nu este ușor, vă dați seama că nu este ușor. Era un meci decisiv pentru a rămâne în, eu știu, în preajma primelor două locuri. Jucam cu o echipă care are obiectiv clar în momentul acesta evitarea locurilor de baraj, pentru că este în, în acea zonă. Nici ei nu mai au aceeași forță fără jucătorii plecați, numai, adică o simțim și noi ca, ca adversari. Dar a fost un meci greu, a fost un meci greu, pentru că, până la urmă, Chindia este o echipă care, pe lângă nedreptățile care li s-au făcut în, această, în acest campionat, în acest an, o echipă bună. O echipă bună și probabil că dacă exista mai multă atenție la meciurile lor, cum de altfel și la ale mele, nu eram nici noi aici și nici ei. Dar asta este. Cât de importantă era această victorie după două înfrângeri consecutive? Pentru moral, pentru clasament? O victorie este importantă indiferent după, după ce moment vine. Pentru că atât timp cât îți dorești să ajungi și să devii din ce în ce mai mare, o victorie este importantă și chiar dacă vine după altă victorie. Dar probabil aceste trei puncte dau mai multă greutate sau mai multă greutate în ideea în care noi veneam după, după două meciuri nu slabe, nu pot să spun slabe, mai mult decât slabe. Execrabile, pot spune. Pentru că asta nu este fața Botoșanului și nu este jocul pe care eu îl antrenez. Și nu sunt adeptul niciodată a jocului sau a câștigării unui joc jucând urât. Pentru că jucând urât și câștigând nu ai viitor. Prefer să pierd, dar să pierd să joc fotbal pentru că îmi dă încredere și sunt ferm convins că atunci când joci bine și pierzi, n-ai cum să, n-are cum să meargă la infinit. Dar un meci câștigat jucând prost, ceea ce s-a întâmplat la noi în prima perioadă de, din acest an, când am câștigat meciuri și nu le-am făcut așa cum trebuia, pentru că am fost păcăliți puțin așa de, de rezultate și nu ne-am uitat în, în, în esență, nu ne-am uitat într-adevăr cum am câștigat, cum am ajuns acolo, pentru că jocul nostru este mult schimbat, cel puțin în ultima perioadă, eu știu, două luni, trei luni de zile, nu este jocul pe care eu îl antrenez. Și de asta și probabil... Pare o altă echipă, Botoșani, față de, este de o altă sezonul regulat. Este o, este o altă echipă. Sezonul regulat, pentru că noi... După ce am venit din Natalia, am avut o problemă pe care cred că au avut-o mulți, dar la noi este puțin mai accentuată pentru că n-am avut unde să ne antrenăm și am pierdut din ritm, am pierdut din relațiile de joc, am pierdut mult din ceea ce lucram eu la antrenament, pentru că nu este ușor să, să ții pasul cu echipele care unde s-au antrenat, dar datorită vremii, nu este ușor la minus 15-20 de grade să poți să ai un teren care să-ți permită să te antrenezi. Dar ușor, ușor încercăm și noi să ne revenim, pentru că trecem pentru un moment pe care eu, ca antrenor, în scurta mea carieră de 3 ani de zile, nu l-am întâlnit, pentru că am fost un antrenor care am preluat o echipă, am dus-o din prima în play-off, în cupele europene, al doilea an a fost acolo, iar al treilea an mi-au lipsit 10 minute. Și vă dați seama că și pentru mine, ca om, ca antrenor, a fost o lovitură, a fost o durere pe care au resimțit-o și, și jucătorii. După care au apărut treptat așa anumite lucruri în sânul nostru, în jurul echipei, care i-au dezechilibrat și pe jucători, m-au dezechilibrat și pe mine, dar sper că vom învăța cu toții. Din punctul meu de vedere, nu este o greșeală, ci este o lecție. Abia atunci când nu înveți din lecție, este o greșeală. Dar deocamdată sperăm să ieșim cu bine anul acesta. Vom vedea ce va fi. Te-au dezechilibrat cumva și unele nemulțumiri ale patronului? Am văzut poate pentru prima oară în relația voastră totul, câteva declarații în, de nemulțumire. Din punctul meu de vedere, nu și-au rostul. Nu și-au rostul. Vorbit în presă, din punctul meu de vedere, nu cred că este ok pentru o echipă de Liga 1. Dacă avea ceva de reproșat, trebuie să-mi reproșeze, să mă cheme, să-mi spună mie în față. Dar sper că a înțeles și pentru că s-a văzut că lucrurile acestea și șicanele acestea din, din presă, nu neapărat că m-au afectat pe mine, pentru că nu pot să ascund. Eu nu sunt un om fals care să vin să strâng în față și în spate. Nu, este starea mea și nu pot să mă schimb pentru nimeni. Pentru că nu am nicio obligație față de nimeni și nu vreau să joc teatru în fața nimănui, indiferent că este patron sau antrenor sau jucător. Nu. Asta simt, așa mă comport, vorbesc ceea ce simt, nu mă are nimeni să spună că am făcut ceea ce gândesc că aia vorbesc. Și am spus, vă dați seama că nu este ușor pentru jucător să vadă că este atacat antrenorul. Dar sper că învățăm fiecare. Ne învățăm fiecare lecțiile, spui pentru că așa este normal. Faci ce simți, ce simți? Că din sezonul viitor vei mai fi la Botoșani? Nu știu. Asta simt acum. Vă spun sincer, nu știu.
Mai sunt 5 etape, ne dorim tot sfârșitul să le transformăm în 7, după care vom vedea exact ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Nu pot să vorbesc acum. Dar cum te simți totuși când vezi că numele tău e luat în calcul de echipe importante din fotbalul românesc? Că vedeam chiar e vorba de FCSB. Se vorbește frumos despre tine acolo. Se vorbește frumos pentru că tot ceea ce am arătat eu în această scurtă perioadă ca antrenor, sunt oamenii care vorbesc, sunt îndreptățiți să spun acest lucru. Eu nu pot să vorb pentru că vorbele mele sunt egal cu zero despre mine. Întotdeauna părerea altora este mult mai importantă, cel puțin la fotbal, despre tine, despre echipa ta și despre victoriile tale, despre jocul tău. Este important, nu este important ce spun eu, că joacă echipa frumos, dacă toți ceilalți nu consideră acest lucru. Dar venind din, eu știu, din direcția unor echipe sau unor oameni importanți din fotbal, vă dați seama că este bucurie. Dar doar atât, pentru că eu sunt conștient că încă nu am realizat nimic. Sunt la început de carieră, sunt ca și cum ar fi, eu știu, un copil care a debutat la Liga 1 de 16-17 ani. Încep la o echipă de provincie, te dezvolți, după care, ca orice copil, vrea să evolueze. Și automat că trebuie, la un moment dat, să plece de lângă mama, de lângă tata. Asta e viața noastră. Mulțumesc mare, Sfăștere. Scandal în familie, cam așa s-ar traduce, lucrurile până la urmă sunt puse pe tapet de croitorul, ceea ce bănuiam, intervenția patronului Iftime l-au enervat. O să vorbim despre meciul acesta, cel care vine, sigur în ritmul declarațiilor care vin pe cum vor ele, absolut fără niciun fel de logică, sau în fine, fără niciun fel de schemă. De aceea Bogdan Stela, Remus Aureanu și Ionel Dănciulescu o să mai stă să uite un pic pe la Ericopapa, vorbele lui Valeriu Iftime. Din presă, e clar că ar vrea să plece sau nu e hotărât dacă va rămâne, deși mi se pare că Remus avea un contract de ăla cu clauză de reziliere. Avea, cu... dar el a devenit frustrat, cred, pentru că are impresia că a făcut maximum acolo și că nu e apreciat pe măsura muncii lui. O muncă dusă în condiții dintre cele mai proaste din România. Că la Botoșani, chiar dacă echipa a arătat în general bine, condițiile de antrenament, pe care condițiile le-a și numit, de joc, da? Sunt foarte proaste. Chiar am fost acolo de curând, adică nu vorbesc din auzite și am văzut. Oamenii ăștia chiar sunt chinuiți în fiecare iarnă, se antrenează în balon, pe un sintetic. Nu e o activitate normală a unei echipe profesioniste de prima ligă. Da. Păi n-ar trebui să facă, totuși patronul a vândut jucători, a acumulat bani. Acolo oricine poate fi vândut oriunde. În condiția asta ți omori... Cloșca cu puii de aur. Da, într-un fel e de înțeles și Iftime. El spune în alte localități, primăriile dau milioane de euro la fotbal, eu nu primesc niciun ajutor și atunci de ce să investesc tot eu și în terenuri? Sigur, e echipa lui și suferă până la urmă și el, că dacă sunt condiții proaste, nici rezultatele și progresul jucătorilor nu pot fi la nivelul cel mai înalt. Mm. Despre joc, vreau să vă întreb eu pe voi. Se tot aude că ar putea să ajungă la FCSB. Păi cu atitudinea asta despre ce vorbește patronul, poți să rezici la FCSB vreodată? Nu, dar nu se merge acolo în niciun caz, doar să nu aibă nicio altă ofertă. Altfel nu-l văd să meargă. Croitorul a insistat în tot timpul că ține să hotărească el toate lucrurile importante. Dacă ar merge, dacă știe unde merge și își asumă. Da, și dacă ar avea ofertă, și eu sunt convins că, s-ar duce la FCSB. Nu cred. Eu, din punctul meu de vedere. Dacă vrei să fii antrenor de plin, nu te poți duce acolo. Nu te poți duce, că n-ai de ce să te duci. Asta e o chestiune logică, mi se pare. Și plus că el are acum tentația este foarte mare. El are o imagine bună acum, dacă merge acolo și a făcut zob imagine. Că nu poți să-l mai iei în serios. Și tentația nu mai atât de mare, că uite, s-au perindat numai secunzi în ultima vreme. Nume importante nu au mai fost atrase acolo. Edi Iordănescu, dar... Dar totuși la CV contează. Într-o oarecare măsură. Că nu știu unde și-a mai găsit undeva. Eu nu vorbesc pentru el, pentru că Croitorul totuși antrenează de ceva timp și cu rezultate foarte bune. Uite, Petre și-a găsit. Foarte bune. La FCSB. Unde? Tot la FCSB. Florea să-l ascult.